Ovinei, cuvântul preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Părinte al Bucovinei și prieten al Sfinților Pudneni, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, 1929-2020. Împreună cu întreaga Biserică Ortodoxă am primit cu profundă durere în suflet vestea trecerii din această viață a înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Lucrarea sa pastorală, misionară, duhovnicească, culturală, socială pentru binele bisericii, am evocat-o cu multă prețuire anul trecut, în 25 august 2019, la împlinirea venerabilei vârste de 90 de ani, în cuvântul adresat cu acea ocazie pe care l-am intitulat un ierarh evlavios și harnic, Arhiepiscopul Pimen al Sucevei și Rădăuților, la 90 de ani de viață. În cele ce urmează vom reaminti câteva etape ale vieții sale și principalele sale preocupări constante. Părintele Arhiepiscop Pimen s-a născut la 25 august 1929 din părinții Maria și Mihai Zainea, o familie de oameni credincioși din localitatea Herăști, comuna Greabănu, județul Buzău, primind la botez numele Vasile. Vocația sa bisericească s-a remarcat din tinerețe. Între anii 1948-1951, după cursurile medii ale liceului de Râmnicu Sărat, a urmat cursurile seminarului monahal de la Mănăstirea Neamț, ca frate de mănăstire. La 10 martie 1951 a primit chipul cel îngeresc al călugăriei, primind numele Pimen. A fost hirotonit irodiacon în anul 1951, iar ieromonah în anul 1957, după ce a urmat studii teologice superioare la Institutul Teologic Universitar din București, 1953-1957, apoi studii de specializare la Universitatea din Köln, Germania, 1976-1977. În perioada 1957-1961 a fost stariț al mănăstirii Putna între anii 1974-1978. A fost stariț al mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou Suceava, începând cu 1 februarie 1978, a fost superior al așezământului românesc de la Ierusalim. Între anii 1979-1982 a fost exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iașilor. La recomandarea Mitropolitului Moldovei Teoctista Răpașu, în data de 10 ianuarie 1982, a fost ales episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor cu numele de Suceveanul. Fiind hirotonit la 24 iunie 1982, în anul 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât reînființarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, iar preasfințitul Părinte Pimen, la recomandarea noastră, în calitate de mitropolit al Moldovei și Bucovinei, a fost ales și întronizat la 3 martie 1991, arhiepiscop al acestei eparhii. Timp de aproape 3 decenii, înalt preasfințitul Părinte Pimen a desfășurat în această eparhie o bogată activitate liturgică, pastorală, edilitară, culturală și social-filantropică. Cu mult zel misionar, cu multe eforturi susținute, înalt preasfințitul Părinte Pimen a desfășurat ample activități în eparhia sa. Printre acestea se numără redeschiderea mai multor sfinte lăcașuri,
care au fost închise în perioada comunistă, zidirea de multe biserici noi și înființarea de noi protopopiate, precum și înființarea de noi așezăminte monahale. În paralel cu zidirea noilor lăcașuri de cult, care reprezentau o necesitate liturgică reală a bisericii, înalt preasfințitul Părinte Pimen a susținut și activitatea de consolidare, restaurare, conservare și punerea în valoare a bisericilor și mănăstirilor, monumente istorice din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, adevărate altare ale memoriei poporului român și neprețuite opere de artă eclesială înscrise în tezaurul de valori ale patrimoniului cultural național și mondial. Urmând învățăturii Sfintelor Scripturii și ale Sfinților Părinți ai Bisericii, înalt preasfințitul Părinte Pimen s-a străduit ca în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților să fie înmulțite faptele iubirii milostive prin înființarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice în vederea ajutorării orfanilor și copiilor din familii cu posibilități financiare limitate, 3 așezăminte pentru copii, precum și pentru ajutorarea persoanelor în vârstă sau defavorizate, ocrotite în 9 cămine de bătrâni. Ca o încununare a lucrării sale de Părinte Spiritual al Bucovinei, a fost proclamarea canonizării Sfântului Ierarh Iacob Pudneanul și a Sfinților Cuvioși Sila, Paisie și Nathan de la Sihastria Pudnei în data de 14 mai 2017, eveniment solemn la care am participat împreună cu majoritatea ierarhilor Sfântului Sinod, care a răspuns la invitația înalt preasfințitului Părinte Pimen. Conștiința pastorală și misionară a înalt preasfințitului Părinte Pimen a îmbinat evlavia personală a ierarhului harnic și milostiv cu lucrarea dinamică pentru binele comun, prețuirea față de lucrarea înaintașilor săi cu sentimentul datoriei morale de a continua lucrarea lor în prezent. În numele ierarhilor Sfântului Sinod și al nostru personal, adresăm familiei îndurerate, clerului, viețuitorilor din mănăstiri și tuturor credincioșilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților părintești condolianțe, rugându-ne Domnului nostru Iisus Hristos cel înviat din morți să așeze sufletul Părintului Arhiepiscop Pimen în lumina, pacea și iubirea preasfintei trăimi, în ceata Sfinților Străi Slujitori, care au binevestit lumii Evanghelia Mântuirii și a vieții veșnice. Veșnica lui pomenirii din neam în neam, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Se rostește acum mesajul de condoleanțe pe care Excelența sa, Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, l-a trimis prea fericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhilor Sfântului Sinod, clerului și credincioșilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cu ocazia slujbei de înmormântare a înalt preasfințitului Arhiepiscop Pimen. Prea fericirii sale, Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, București, 20 mai 2020. Prea fericirea voastră, doresc să adresez sincere condolianțe prea fericirii voastre, înalților ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și membrilor Sfântului Sinod, precum și credincioșilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, odată cu trecerea la cele veșnice a înalt preasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Este un moment de tristețe pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și pentru toți credincioșii care s-au aflat sub înalta arhipăstorire a înalt preasfințitului Pimen. Personalitate longevivă și păstor cu har, înalt preasfințitul Pimen s-a dăruit cu generozitate bisericii și semenilor și a consacrat eforturile misionare păstrării identității românești
punând în valoare în țară și peste hotare bugăția spiritualității ortodoxe și patrimoniul valoros al bisericilor și mănăstirilor din Moldova. Evocând personalitatea celui dispărut, doresc să remarc și faptul că prin rugă și sprijin pentru cei aflați în dificultate, prin ajutor pentru cei din prima linie, Biserica Ortodoxă Română a participat consistent la efortul național de combatere a pandemiei. Sunt încredințat că în perioada care urmează, sub înțeleapta arhipăstoririi a Preafericirii voastre, Biserica Ortodoxă Română va fi sprijin pentru societatea noastră, îmbinând misiunea sa pastorală cu preocuparea pentru protejarea credincioșilor și a ierarhilor săi, pentru o cât mai grabnică revenire la normalitate a României. Sincere condolianțe, Dumnezeu să le ierte, cu aleasă prețuire, Klaus Werner Iohannis, președintele României. Iubit popor al lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, Alteția voastră, înalt preasfințite și preasfințite părinte, domnule secretar de stat pentru culte, distinse autorități, îndurerată familie, iubiți frați preoți și cinstiți viețuitori ai Sfintelor Mănăstiri. Zisa Domnul despre prorocul David. Aflat am pe David al lui Isei, bărbat după inima mea, care va face toate voile mele. Acest cuvânt s-a rostit în toate bisericile ortodoxe la Sfânta Liturghie de Miercuri, 20 mai, ziua plecării la Domnul anal preasfințitului Arhiepiscop Pimen. Bărbat după inima Domnului, care a făcut voia sa, îndrăznim și noi a mărturisi despre alesul lui Dumnezeu, Părintele Arhiepiscop Pimen. O privire atentă și onestă, adâncă și obiectivă asupra vieții și lucrării vrednicului vlădică, descoperă pe bărbatul iubitor de Dumnezeu și iubit de Dumnezeu. Da, iubit de Dumnezeu, a fost și este arhipăstorul Moldovei de miază noapte, Bucovina, pe care în alt preasfinția sa o contempla ca pe o mireasă aleasă, demnă, credincioasă și nespus de frumoasă. A fost iubit de Dumnezeu pentru că s-a străduit să asculte glasul său, să înțeleagă mesajul dumnezeiesc și să împlinească porunca cea cerească. Iubit a fost de Dumnezeu pentru că s-a străduit în toate să urmeze calea cea strâmtă, să poarte crucea, să fie răstignit pe ea, să-i ajute pe alții în drumul răstignirii pe Golgota vieții. Din grădina Ghețimanii, unde a zăbovit aproape întreaga viață în sens duhovnicesc, a urcat adesea pe tabor și a avut drept răsplată și clipe de lumină, de bucurie și de înviere. Vlădica Pimen a avut parte de o viață tumultuosă de bogată, viață surprinzătoare în complexitatea ei, uimitoare în coordonatele ei esențiale. Născut în perioada interbelică, trăind din plin drama războiului, martor al întregii perioade comuniste și participant la durerile fără de sfârșit ale mult așteptatei renașteri a României post-decembriste, înalt preasfințitul Pimen domină acest răstimp în chip smerit și majestuos deopotrivă. Mărturisea cineva în ziua plecării părintelui arhiepiscop Pimen la Domnul următoarele. A fost un om bun,
un ierarh integru, călugăr adevărat, moșul tuturor ierarhilor din Sfântul Sinod. Mi-a fost drag, închei citatul. Oamenii l-au perceput ca atare, doreau să-l privească, să-l asculte, să-l atingă. Chipul său de ascet trimitea la pusnicii din pateric. Cuvântul direct, scurt, fără menajamente căldicele, crea sentimentul unui om care nu are timp de pierdut în explicații și justificări inutile. Înfățișarea sa exterioară, prelungirea cerei lăuntrice, se apropia de icoanele de la Voroneț, Sucevița sau Moldovița, sau de icoanele celorlalte mănăstiri și biserici din Moldova de Nord, Bucovina. Era, de fapt, o extensiune a acestor icoane. Le-a iubit mult, a luptat pentru restaurarea lor, s-a întristat nespus în fața indiferenței multora față de acest tezaur identitar și duhovnicesc al românilor. Suferea adânc pentru Basarabia și Bucovina de Nord înstrăinate. Mormântul Măriei sale, Ștefan cel Mare și Sfânt, îi era altar al Moldovei pe care o dorea întregită în trupul României. Preoții de parohii și viețuitorii sfintelor mănăstiri i-au fost frați și surori de nevoință. I-a slujit ca Hristos pe ucenicii săi la cina cea de taină. I-a ajutat de multe ori, i-a mustrat câteodată, dar întotdeauna i-a iubit. Toți îi erau dragi, îndeosebi bătrânii și copiii. Între copii se simțea ca un bătrân cu inimă de copil. Între bătrâni trăia sentimentul unui copil care se îngrijește de bunicii săi. Avea o mare slăbiciune. Nu accepta să vadă un bătrân bolnav și părăsit. Era aprig, neînduplecat în dorința sa de a-i ajuta pe cei în vârstă. Avea poate sentimentul de vinovăție, văzându-se pe sine înconjurat de oameni, iar pe alții aflați în singurătate și părăsire. Se implica, stăruia, insista, trecea peste obstacolele și neînțelegerea multora în dorința de a ajuta pe bătrânii săi dragi, de a fi împreună cu ei, bucurându-le pentru o clipă inima. În multe, înalt preasfințitul arhiepiscop Pimen a fost un om special. Și timpurile, oamenii și provocările au fost pe măsură. Mulți l-au iubit, alții, puțin la număr, l-au contestat pentru că nu l-au înțeles. Era prea mare, prea adânc, prea creștin și prea român pentru a-i fi ușor sesizată anvergura. Unii s-au temut de glasul lui, aveau și de ce. Era necruțător în fața trădării, lașității și micimii sufletești. Cu siguranță că a și greșit în viață. Era pământean, sub vremi, și vremurile sale n-au fost deloc ușoare. Acum s-a înfățișat înaintea dreptului și milostivului Dumnezeu. Avem încredințarea că Hristos Domnul l-a primit în împărăția sa.
Dani. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând și celor din morminte. Binecuvântat, înalt, preasfințite, Stăpâne! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate leghivenise, și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditorule, fă odihnă, Doamne, sufletului adormitului robului Tău, că spre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și Ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Tine zici limante avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu. Cel ce s-a născut din Tine, născătoare de Dumnezeu nenuntită, ceea ce ești credincioșilor mântuire. Odihnește, Doamne, sufletul robului Tău. Odihnește, Doamne, sufletul robului Tău. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda, și judecățile Tale vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul Tău, că poruncile Tale nu le-am uitat. Aliluia! Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările Tale,
Ceata sfinților, aflat izvorul vieții și ușa raiului, să aflu și eu calea prin pocăință, eu sunt oaia cea pierdută. Cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce pe mielul lui Dumnezeu ați mărturisit și ați fost junghiați ca niște miei, fiind mutați la viața cea neîmbătrânitoare și pururea veșnică sfinților, aceluia cu de-a dinsul mucenicilor vă rugați să ne dăruiască nouă dezlegare datorilor. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cei ce ați umblat pe calea cea strântă și cu chinul, toți care într-o viață crucea ca jugul ați luat și mie ați urmat cu credință, veniți de luați darurile care am gătit vouă și cununile cerești. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Chipul slavei tale, cele negrăite sunt, mă cade și port rănile păcatelor. Miluiește zidirea ta, Stăpâne, și o curățește cu îndurarea ta, și moștenirea cea dorită dăruiește, făcându-mă pe mine iarăși cetățean raiului. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Cela ce cu mâna dintr-o neființă mai zidit și cu chipul tău cel dumnezeiesc mai cinstit, iar pentru călcarea poruncii iarăși mai întors în pământ din care le-am fost luat, la ce după asemănare mă ridică, cu frumusețea cea dintâi iarăși împodobindu-mă. Bine ești cuvântat, Doamne, învață-ne pe noi îndreptările tale. Odihnește, Dumnezeule, pe robul tău și lașează în rai, unde cetele sfinților, Doamne, și drepții ca luminătorii strălucesc. Pe adormitul robul tău odihnește, trecându-i lui toate greșalele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe o dumnezeire întreg strălucit, cu dreaptă credință să o lăudăm strigând: Sfânt ești, Părinte, fără de început, și Fiule cel împreună fără de început, și Duhule cel dumnezeiesc. Luminează-ne pe noi care cu credință slujim ție și ne scoate din focul cel de veci. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bucură-te curată, ceea ce ai născut pe Dumnezeu cu trup spre mântuirea tuturor, că neamul omenesc a aflat mântuire prin tine și noi să aflăm raiul născătoare de Dumnezeu curată și binecuvântată. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, 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 slavă ție, Dumnezeule. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.
Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului slujitorului lui Dumnezeu, Pimen Arhiepiscopul, Părintele nostru, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeu să așeze sufletului unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerului și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cer. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai durit viața lumii tale. Însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, care face pomenire deosebi astăzi, Pimen Arhiepiscopul, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală se prăștuie el cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormitului robului Tău, Pimen Arhiepiscopul, Părintele nostru, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Odihnește Mântuitorul nostru cu dreptii pe robul Tău, și-l sălășluiește în curțile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșoalele lui, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele într-o știință și într-o neștiință, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cela ce ai răsărit din Fecioară Lumii Hristoase Dumnezeule și Fii Luminii pe-ntrânsa ne-ai arătat, miluiește-ne pe noi. Minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeului Israel. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu este sfânt precum Tu, Doamne Dumnezeul meu, care le-ai înălțat fruntea credincioșilor Tăi, bunule, și ne-ai întărit pe noi pe piatra mărturisirii Tale. Cu adevărat de deșertăciune sunt toate și viața aceasta este umbră și vis. Când deșert se tulbură tot pământeanul, precum a zis Scriptura, când dobândim lumea, atunci în groapă ne sălășluim, unde împreună sunt împărații și săracii. Pentru aceasta, Hristoase, Dumnezeul nostru, pe slujitorul Tău, Pimen, Părintele nostru, mutat de la noi, odihnește-L ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, în vremea vieții mele nu mă părăsi pe mine. Ajutorului omenesc nu mă încredința, ci singură mă apără și mă miluiește. Minunat este Dumnezeu întru sfinții săi, Dumnezeul lui Israel. Doamne, odihnește cu drepții pe adormitul robul tău. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Marea vieții văzându-o, înălțându-se de viforul ispitelor, la limanul tău celin alergând, strig către tine, scoate din stricăciune viața mea, mult milostive. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Tu ești singur fără de moarte, cele ce ai făcut și ai zidit preom, iar noi pământenii din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis. Pământ ești și în pământ vei merge unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de îngropare cântarea Aliluia, Aliluia, Aliluia. Cu sfinții odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, într-o cântare cinstindu-o să o mări. Sufletele și duhurile dreptilor te vor lăuda pe tine, Doamne. Pe Dumnezeu al vedea noi este cu putință oamenilor, spre carele nu curtează a căuta ori îngerești, iar prin tine curată s-a arătat cuvântul întrupat, pe carele mărindu-l cu oștile cerești, pe tine te fericit. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Duhurile drepților celor ce s-au săvârșit, odihnește sufletul robului tău, Mântuitorule,
păzindu-l pe dânsul într-o viață fericită, care este la tine, iubitorule de oameni. Pentru odihna ta, Doamne, unde toți sfinții se odihnesc, odihnește și sufletul robului tău, că însuți ești iubitorul de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu care le te-ai pogorât în iad și ai dezlegat durerile celor ferecați, însuși și sufletul robului tău odihnește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, ceea ce pe Dumnezeu ai născut mai presus de fire, roagă să mântuiască sufletul robului tău. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru odihna sufletului adormitului slujitorului lui Dumnezeu, Pimen Arhiepiscopul, Părintele nostru, cu tot neamul lui cel adormit, și pentru ca să-i se ierte lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Așeze sufletului unde drepții se odihnesc. Mila lui Dumnezeu, părăția cerului și iertarea păcatelor lui, de la Hristos împăratul cerului și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți, Doamne, odihnește sufletul adormitului robului tău, Pimen Arhiepiscopul, Părintele nostru, cu tot neamului cel adormit, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Și orice greșeală a săvârșit El cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i Lui. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul Domnului să ne rugăm. Ești învierea și viața și odihna adormitului robului tău, Pimen Arhiepiscopul, Părintele nostru, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce cu înțelepciunea Ta cea de negrăit ai zidit pe om din țărână și întocmindu-l după chipul și asemănarea Ta l-ai împodobit cu înfățișare și frumusețe, ca pe o cinstită făptură cerească spre măreția și strălucirea slavei și a împărăției Tale. Dar El, călcând cuvântul poruncii Tale și nepăzind chipul Tău de care era învrednicit, pentru ca răutatea să nu fie fără de moarte din iubire de oameni ca un Dumnezeu al părinților noștri, ai poruncit amestecului și împreunării acestea și acestei negrăite legătura Ta, prin vrerea Ta cea dumnezeiască să se desfacă și să se risipească,
pentru ca sufletul să meargă acolo de unde ființă și-a luat până la obșteasca înviere, iar trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit. Pentru aceasta ție ne rugăm, Părintelui celui fără de început, și unuia născut Fiului Tău și Preasfântului și celui de o ființă și de viață Făcătorului Tău, Duh, să nu îngădui ca făptura Ta să fie înghițită de pieire, ci trupul să se desfacă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul să se așeze în ceata drepților. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, să biruiască mila Ta cea nemăsurată și iubirea de oameni cea neasemănată. Și de-a căzut robul Tău acesta sub blestemul Tatălui Său sau al Maicii Sale sau sub blestemul Său, de-a amărât pe vreun preot și-a luat de la el legătură nedezlegată, de-a căzut în grea furisanie de la arhiereu și din nepăsare sau din lenevie, n-a dobândit iertare. Iartă-l pe acesta prin mine păcătosul și nevrednicul robul Tău. Și trupul lui îl dezleagă în cele din care a fost alcătuit, iar sufletul lui îl rânduiește în corturile sfinților. Așa, Doamne, Dumnezeu nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli această putere, ca să dea iertare de păcate, zicând oricâte veți lega și veți dezlega, să fie legate și dezlegate, și printr-înșii și nouă, deși suntem nevrednici, din iubire de oameni ai dăruit această putere de să leagă pe adormitul robul Tău, Pimen, Arhiepiscopul, Părintele nostru, de păcatul sufletesc și trupesc, și să fie iertat și în veacul de acum și în cel ce va să fie. Pentru rugăciunile preacurate și pururea Fecioarei Maicii Tale și ale tuturor sfinților Tăi, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Stăpâni, mută-n rahate. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu harul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au legat. Și tot așa, să fie dezlegate și în cer câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai vrenicit și pe noi, smeriții și nevrenicii robii Tăi, să fim moștenitori ai acelui prea sfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți, prea bunule împărate, prin noi, smeriții și nevrenicii Tăi slujitori, iartă slujitorului Tău, Pimen, Arhiepiscopul, Părintele nostru, orice a greșit ca om în viață. Iartă-i lui toate câte a păcătuit, cu cuvântul, cu lucru, cu gândul, dezlegându-l și de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuși din mânie sau din altă pricină s-a legat pe sine, sau de la vreun arhiereu sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, din invidia și prin lucrarea vrăjmașului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletul lui să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupul să se dea firii cele zidite de Tine, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune! Binecuvântează-te, luminează-te, noul Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salta acum și te bucură, Sioane, iar tu curată, născătoare de Dumnezeu,
veselește-te într-un vierea celui născut al tău. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Hristos a înviat din morți cu moarte pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, înalt preasfințite Părinte, binecuvintează. Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, ale Sfinților întru tot lăudaților apostoli, ale preacvioșilor de Dumnezeu Purtător părinții ai noștri, ale Sfântului Lazar cel apatat înviat din morți, ale binecredinciosului voievod Sfântul Ștefan al Moldovei și a tuturor Sfinților români, ale Sfinților dreptilor Dumnezeu și părinții Anchimșiana, sufletul adormitului robului tău, Pimen, Arhiepiscopul părintele nostru, cel mutat de la noi, în corturile drepturilor să-l așeze, Amin. În sânul lui Avram să-l odihnească, Amin. Iar cu dreptii să-l numere și pe noi să ne miluiască, ca un bun și iubitor de oameni. Amin. Pentru fericită adormire veșnică, odihnă de Doamne, sufletului adormitului slujitorului tău, Pimen, arhiepiscopul, cu tot neamul lui cel adormit, și fă-lui veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lui pomenire. Și fă-lui, Doamne, veșnică pomenire. Și fă-lui veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață odihnește, Hristoase, sufletul adormitului. Și viață fără de sfârșit. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletul adormitului robului fără de sfârșit. Pe numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, Amin. Înalt preasfinția voastră, înalt preasfinția Părinte Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, înalt preasfinția voastră, Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, preasfințiile voastre, preacuvioase preasfințare, preacucenici părinți, iubiți credincioși și credincioase, preacuvioase maici, dragii mei prieteni și plăieși al lui Ștefan cel Mare, Hristos a înviat! Iată, suntem într-o perioadă aparte în biserica noastră, aceea că în fiecare zi noi cântăm Hristos a înviat din morți, cu moartea pre moarte călcând și celul din morminte viață dăruindu-le. Suntem în jurul unui mormânt, în fața unei capele. Și deci între mormânt și capele este acest spațiu de imortalitate, de nemurire.
care de fapt este învierea noastră a celor credincioși, care credem că prin învierea lui Hristos vom învia și noi și vom petrece într-o altă atmosferă care este străină sensibilităților noastre pur materiale, empirice, naturale. Spre exemplu, cu simțurile noastre, cele cinci, nu putem atinge nimic din ceea ce este dincolo de înviere. Un mormânt. De ce ne ducem noi la un mormânt? Și întrebarea poate vine din nou cere o altă retorică, și anume, de ce ne ducem la mormântul lui Hristos? La Ierusalim, mai ales că El nu mai este acolo. Ce ne poate spune un mormânt? E bine, ne spun multe. Pentru faptul că dacă ne gândim pentru prima dată la această noțiune, mormânt, e bine, nu gândim decât la oseminte, oase goale, cum spune cântarea sau imnul funerar, mai găsim urăciunea dismembrării omului, trupului nostru, în elementele din care a fost alcătuit. Deci un mormânt. E bine, noi am fost și fiecare dintre noi, cei care avem conștiința valorilor spirituale, de fiecare dată ne ducem la un mormânt. La mormântul tatei, a mamei, a cunoscuților, a prietenilor. Și pentru aceasta ne deplasăm. Ne deplasăm într-un spațiu care este care presupune legătura noastră cu Cel care nu mai este printre noi, Cel care este în transcendentul divin, și mai ales dacă a fost un bun creștin sau un mare slujitor, evident că credem că sufletul lui este în mâna lui Dumnezeu. Deci iată că de dimineață avem în chipul nostru icoana, parcă vedem tabloul părintelui Pimen, arhiepiscopul și prietenul nostru de suflet de multă vreme, parcă văd cum acest tablou se transformă parcă într-o icoană. Deci noi în acest spațiu, între învierea noastră și un mormânt, trebuie să ne gândim la acest aspect. Cum transfigurăm timpul, cum ne transfigurăm pe noi înșine, cum transfigurăm habitatul sau lumea în care ne mișcăm, în care suntem. E bine, iată că astăzi ne-a chemat din nou un mormânt și la un mormânt venim cu sufletele ponosite, cu lacrimi în ochi. Și de fiecare dată, ca și la mormântul lui Hristos, nu așa, cei care ați fost acolo, nu vă duceți și plângeți acolo. Cereți, parcă vreți să îngropați necazurile voastre, lacrimile voastre, neputințele voastre și așa mai departe. Deci în felul acesta venim și noi la mormântul acestui mare ierarh care s-a stins acum un an de zile și căruia facem cu atâta pioșenie, mai ales dumneavoastră bucovinenii, Cel care l-ați prețuit pentru calitățile sale este excepționale pe acest mare arhiepiscop. Și deci, de acum, când ne vom duce spre rosturile noastre, ne ducem mai îndreptați, mai luminați. Parcă sufletul lui a ieșit și ne-a îmbrățișat sufletele noastre și am creat acest spațiu de nemurire care este învierea noastră într-un Iisus Hristos. Slavă lui Dumnezeu pentru toate, slavă lui Dumnezeu și colo. S-au înmormântat în anumite mănăstiri, în anumite locuri și credincioșii și românii se duc acolo și ascultă parcă din profunzimea mormântului pe ce a fost spus cândva acolo și parcă ne sfătuiește, parcă primim o putere care este un mormânt. E bine, și în puterea acesteia procedem calea mai departe, sionând prin labirintul acestei vieți, pentru faptul că viața noastră este o pentecare, o mergere către infinitul lui Dumnezeu, către Dumnezeu. Și mișcarea aceasta trebuie să fie permanentă. Că dacă ne oprim din mișcare, noi cădem din nou. Pentru faptul a fi în mișcare către împărăția lui Dumnezeu înseamnă a sta pe aceleași trepte a scării în același timp, în același moment. Deci iată, cred eu că împreună cu mitropolitul țării, cu mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a țării Moldovei, care țara Moldovei. Ce a plâns Ștefan cel Mare pentru Pocuția, nu? Deci țara Moldovei se întindea de la Pocuția până la, știu eu, jos, la Dunărea de bază, buzum Dunărea de jos. Și tot acest pământ era presărat cu mormintele părinților, a strămoșilor de aceea. Și de la Ștefan, care este simbolul românilor și românismului, au rămas atâtea tradiții să ne pomenim morții și să mergem atunci când nu avem răspuns la întrebările noastre ale vieții, ei din morminte, ca ne vor inspira
să găsim soluțiile cele mai potrivite pentru timpul confuz pe care îl trăim. De slavă lui Dumnezeu pentru toate, avem nădejde că Părintele nostru spiritual, care în ceea ce mă privește îl cunosc de multă vreme, cred că îmi făceam numărul anilor de când îl cunosc, de prin anii 1972. Ei bine, iată că acest Părinte duhovnicesc, fața lui iconică, ne trezește de fiecare dată sentimente de acestea, de compasiune, de dragoste și parcă ne îndeamnă mereu să îl slujim pe Dumnezeu, să facem ascultare față de Dumnezeu și de mai marii noștri. Vă mulțumim că ne-ați primit cu dragoste, cu aceeași dragoste în Bucovina. Mulțumim celor care dau viabilitatea acestui loc și credem că sufletul bun și blând al Arhiepiscopului Pimen este în mâna lui Dumnezeu. Să fim și noi și să ne deschide și nouă poarta cerului atunci când vom ajunge acolo în transcendentul divin. Hristos a înviat, vă mulțumim! Înalt preasfințite Părinte Mitropolit, înalt preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, Maicii, starețe, părinților, iubiți credincioși, îndurerată familie, mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste clipe de rugăciune, pentru că au fost rugăciuni pe care le-am înălțat împreună pentru sufletul înalt preasfințitului părintelui nostru, Pimen, care, iată, a împlinit un an de zile de la trecerea la cele veșnice. Rugăm pe bunul Dumnezeu ca rugăciunile noastre să fie bine ascultate, iar de acolo de sus, înalt preasfințitul Părinte Pimen, să mijlocească pentru liniștea și odihna și buna stare a noastră a fiecăruia. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat în buna organizare acestor evenimente, atât la Suceava, cât și aici, la mănăstirea noastră, la mănăstirea Sihăstria Pudnei. Mulțumim de asemenea părinților care s-au nevoit și celor care au contribuit și au scris un cuvânt minunat, înălțător, frumos, la împlinirea a un an de la trecerea la cele vednice înalt preasfințitului Părinte Pimen, prin albumul omagial care a fost scos. Mulțumim părinților de la Mănăstirea Pudna, Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților și tuturor, desigur, celor care s-au implicat. Mulțumim înalt preasfințitului Părinte Calini, care, iată, cu dragostea părintească ne înconjoară și ne ajută și ne-a ajutat ca acest eveniment, pentru că într-adevăr a fost un eveniment și este un eveniment, și datorită faptului că înalt preasfințitul Părintele Pimen, iată, a fost ca un părinte pentru noi și mulți oameni vin și după, așa cum spunea în cuvântul de învățătură înalt preasfințitul Părinte Ioachim, mulți oameni vin așa ca la voievozi, ca la sfinți, la mormântul înalt preasfințitului, rugându-L pe Dumnezeu și mijlocind pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă reamintesc că am pregătit, desigur, cu sprijinul mănăstirilor de aici, din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, am pregătit o gustare pentru dumneavoastră, pentru fiecare, rugându-L pe bunul Dumnezeu să primească jertfa și osteneala tuturor, iar sufletul Părintelui Arhiepiscop Pimen să fie într-o slavă lui Dumnezeu și veșnica să fie lui pomenire. Amin. Dumnezeu să-L odihnească în pace. Mulțumim frumos. La 12 noaptea, Mănăstirea Pudna, îl avem la pangarul mănăstirii, este la pangarul și Mănăstirii Pudna, și la pangarul de la Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și cu drag vă rugăm să-l luați.